În psalmul 56 cu 8, David se roagă astfel. Tu numeri pașii vieții mele de pribiag. Punem lacrimile mele în burduful tău. Nu sunt scrise ele în cartea ta? Expresia aceasta a ajuns să fie înțeleasă mai bine în urma unor descoperiri arheologice. Acești arheologi au descoperit că lângă cei care au fost îngropați cu mult timp în urmă, erau anumite sticluțe sau recipiente de piele care conțineau ceva lacrimi, picături de apă. În urma descoperirilor, au observat că acestea erau așa numitele lacrimatoris, care conțineau lacrimile vărsate în momente de grea încercare, care trebuiau îngropate cu cel mort. David, în momentul de suferință, pentru că se afla înconjurat de filisten, și viața era pusă în încercare, nu alege să-și îngroape lacrimile, ci alege o cale mai bună. Să se îndrepte către Dumnezeu și să-i spune, Doamne, lacrimile mele în momentele grele, ține-le Tu în evidență. ce îmi spune David aici e următorul adevăr, că Dumnezeu contabilizează fiecare moment al suferinței și că Dumnezeu știe fiecare lacrimă pe care o vărs. Dumnezeu cunoaște și Dumnezeu Va contabiliza la crimile mele. Nu știu prin ce moment de suferință treci, nu știu care e starea, dar știu că Dumnezeu cunoaște situația și în cartea lui e păstrată fiecare suferința ta spre a fi transformată ulterior.